Că poate și minoritatea maghiară jinește, umilește sau supune unor, să spunem așa, rele tratamente majoritatea română atunci când la diverse competiții afișează steagul ținutului secuiesc, intonează imnul ținutului secuiesc, un ținut care nu există în acte, nu este ceva legal, nu există ceva recunoscut în țara noastră. Nu credeți că este la fel de provocator, Aș completa ceea ce spui tu cu acest caz particular și concret care s-a petrecut. România a fost pulberată. Apropo de ce spuneați, că la noi lucrurile au stagnat sau au scăzut, iar în Ungaria, de exemplu, în unele sporturi lucrurile au progresat, am fost spulberați la Campionatul Mondial de Hockey de Ungaria. Și după ce am fost învinși pe teren, jucătorii echipei naționale a României au trebuit să stea în fața peluzei cu suporteri care teoretic sunt suporteri echipei române, că erau cetățeni români, și să asculte cu minții acolo imnul ținutului secuiesc. Adică după ce ești spulberat de Ungaria pe teren, mai trebuie să stai, au fost jucători români care au spus trebuie să stau acolo pentru că altfel când mă duc la echipa de club în Covasna sau în Harghitna, sunt înjurat pentru că nu am stat la acest ritual al intonării imnului ținutului secuiesc după o partidă a Naționalei României, în care am fost bătuți zdravân de rivalii noștri în sport, de Naționala Ungariei. Cântarea imnului ținutului secuiesc se cântă după fiecare meci. În Miercurea Ciuc, majoritatea mi se pare... Sunt de acord cu dumneavoastră. Să înțeleg că este un ritual. Da. Cer scuze că vă întrerup. Dar aș vrea să nuanțez aici, să fiu foarte clar. Probabil este un ritual, sau cu siguranță este un ritual, al echipei de club din Miercurea Ciuc. Noi vorbim de Naționala României aici. Da, tocmai asta vroiam să continui mai departe, că majoritatea, 90% din membrii lotului național au fost de naționalitate, adică de minoritate, etnie maghiară. Nu știu cine a început să cânte imnul atunci sau ei s-au conformat împreună cu lotul Ungariei și au ascultat imnul. Nu cred că au ofensat pe nimeni, iar acești sportivi de care spuneți că a trebuit Dar să stea acolo... Dar de ce spuneți că nu au ofensat pe nimeni? Eu mă simt ofensat în țara, când Naționala României se cântă imnul unui ținut secuiesc, care știm cu toții ce reprezintă. Lăsând la o parte... Și după ce fusese îmbătuți de maghiari pe teren. Pentru că spuneți că minoritatea maghiară se simte ofensată și jignită atunci când... Dumneavoastră sunteți sportiv. Ultra și au un ritual, că așa puteți spune și ultra și au un ritual. După ce pierzi la un campionat mondial în fața unui rival, te dă cu terenul în cap... Dar cunoașteți textul imnului. Nu, dar aș vrea să închei cu această observație. Simbolul. Deci dacă ești sportiv... Cum dumneavoastră știți foarte bine, și la Campionatul Mondial ți se dă cu terenul în cap de către o echipă rivală, numai de stat să asculți imnuri nu ți arde. Adică vrei să te duci în vestiar, vrei să te duci undeva să-ți neci amarul. Dar este interesant. Care este textul imnului? Ce reprezintă? Chiar nu știu. Adică nu vă întreb. Imnul ținutului secuiesc, care este textul lui sau ce transmite? Că m-ați întrebat dacă știu, eu nu știu, presupun că dumneavoastră știți că de-aia asta m-ați discutat de ofensat. Da. Procedural, vorbim de acest eveniment și vorbim că a spus că au luat bătaie și nu-ți mai arde. De... Procedural, după fiecare meci, se cântă imnul câștigătorului. S-a cântat imnul Ungariei. S-a terminat evenimentul. De ce au stat acolo acei trei băieți? De ce nu s-au dus jos de pe gheață? Ei au spus că... Le era frică că vor fi injurați. S-a terminat meciul oficial. A fost un între fani și acei hocheiști. Bun, care au fost. Și dacă, bun, atunci spuneți că dacă e un subiect care deja s-a discutat sensibil, de 2 ani. Spuneți-mi altceva. Dacă suporterii români de ce am readus acest subiect în discuție, pentru că dumneavoastră vorbiți și pe bună dreptate vorbiți, suntem perfect de acord cu dumneavoastră că există aceste scandări la meciurile de fotbal în particular, că de aici am pornit discuția, care ofensează minoritatea maghiară. Pe bună dreptate. Și
chiar am observat că și după jumătatea asta de decizie de la Sfântul Gheorghe, chiar dacă n-a fost dusă până la capăt, totuși am observat o schimbare de atitudine. Nu se mai scandează la următoarele meciuri pe care le-au jucat Șepși sau Cixerea, dar prin Campionatul României de Fotbal nu s-a mai scandat așa ceva. Deci o urmare e ceva există. Spre bine. Este ceva spre bine. Foarte bine. Dar noi aducem în discuție în acest context al lucrurilor ofensatoare care se întâmplă în tribune și astfel de episoade, precum cel pe care l-am nominalizat aici. Dar nu m-ați lămurit ce spune imnul Centrului Secuiesc. Că eu chiar sunt curios. Adică ce transmite? Adică de ce n-ar trebui să se simtă ofensați românii? Că și asta e unul. Eu, spre exemplu, chiar nu știu ce transmite imnul. Eu mă simt ofensat pentru că știu ce simbolizează. Sau ce ar trebui să simbolizeze. Pot să vă traduc și vă trimit pe WhatsApp. Da, da, puteți chiar, să traduceți. Da, serios. Spuneți-mi altceva. Dacă suporterii români ar continua scandările de care spuneți dumneavoastră la finalul meciurilor, doar cu echipa pe care ei o susțin. Și ar scanda în continuare. Etnia maghiară sau cetățenii de etnie maghiară ar trebui să se simtă ofensați sau nu? De ceea ce, că dumneavoastră spuneți că s-a terminat evenimentul, deci n-au plecat cei 3 jucători și oricum nu mai conta. Ar trebui să se simtă ofensați? Adică dacă rămân 300 de suporteri cu 20 de jucători și scandează împotriva etniei maghiare, este ok? Este în regulă? Haideți că... Păi nu, încerc să vedeți că în comparație niciunul dintre acte nu este, în primul rând, din punctul meu de vedere, în primul normal. Rând o să vă trimit textul imnului să vedeți că nu este nimic ofensator. A fost cântat după meci între fani și sportivii din Miercurea Ciuc sau cine a jucat. Deci chiar nu se compară imnul Ținutului Secuiesc sau imnul Secuiesc cu scandările din meciul Șepși și Craiova. Da, contează simbolistica, știți foarte bine. Totodată se va cânta și acum, se va cânta și peste 70 de ani, deci mereu se va cânta acest Știți că este e pentru localnici. Unul dintre hiturile anilor trecuți de la un celebru serial reprezenta simbolul nazismului în Italia. Cântecul este foarte frumos, adică a și prins, dar simbolistica lui era dusă spre nazism, da? Și în anumite țări a fost interzis. Faptul că versurile respective nu atacă pe cineva nu înseamnă că nu au un simbol și nu transmit un lucru care poate să deranjeze pe cineva. Adică eu vă pot cânta ceva foarte frumos, dar dacă pentru dumneavoastră ceea ce vă cânt eu vă transmite o stare de deranj... Nu o să regăsiți nimic din ce spuneți dumneavoastră în acest...